În primul rând, trebuie să rețineți că este o greșeală să vă înfometați, dar și să depuneți efort cu stomacul plin. Dacă vreți să aveți rezultate în urma exercițiului fizic, trebuie să mâncați. Cheia este o alimentație rațională. Mai trebuie să luați în calcul faptul că cea mai mare parte din energia pe care o folosiți în timpul efortului fizic nu vine de la ultima masă luată, ci de la carbohidrații și grăsimea stocate în mușchi, ficat și celule. Asta înseamnă să aveți o alimentație sănătoasă în general și nu doar înainte de exercițiul fizic. În medie, femeile trebuie să consume 200 de calorii înainte cu o oră, iar bărbații 300 de calorii. Masa se ia cu 3-4 ore înainte de sală, iar gustarea, care trebuie să conțină între 100 și 200 de calorii, trebuie luată cu cel puțin 30 de minute înainte de exercițiul fizic. Important este să conțină carbohidrați, care să digere mai repede și să aibă un conținut scăzut de grăsime. De exemplu, puteți alege dintre sucul de fructe sau fructe bogate în zaharuri, cum ar fi ananasul, caisele, bananele, mango, pepene, mere, piersici sau struguri. De asemenea, puteți să mâncați covrigei, biscuiți digestivi sau batoane cu cereale. Masa luată cu 3-4 ore înainte de depunerea efortului fizic este bine să conțină circa jumătate din caloriile pe care urmează să le dați jos prin exercițiu. Dacă veți arde 600 de calorii, atunci va trebui să consumați 300 de calorii în timpul mesei. Cel puțin jumătate dintre calorii trebuie să vină din carbohidrați, care vor menține stabil nivelul de zahăr din sânge, dar și nivelul de energie din timpul exercițiului. Includeți și proteine, care vor preveni accidentarea mușchilor. Puteți alege între combinațiile de brânză cu fructe, sandwich cu curcan sau cu pui și pâine integrală, orez cu legume și carne slabă, paste cu sos sau cartofi copți cu pește. În zilele fără antrenament puteți mânca același lucru, dar să aveți grijă la cantitatea totală de grăsimi și carbohidrați.